Bună seara și bine v-am regăsit, stimați telespectatori, în emisie Reflector Analitic. După cum v-ați obișnuit, în fiecare zi de luni, marți, joi și vineri, intrăm în casele domniilor voastre cu emisiunea Reflector Analitic. Pentru ediția de astăzi ne-am propus să discutăm un subiect destul de sensibil, dar în același timp destul de important pentru societatea în care trăim. Este vorba de importanța și atribuția bisericii într-o societate democratică. Invitatul nostru este Radu Bușilă, jurist. Bună seara și bine ați venit în cadrul emisiunii noastre. Bună ziua, mulțumesc foarte mult pentru invitație. Domnule Bușilă, haideți să o luăm de la un capăt. Spuneți-ne, vă rog, toate sondajele de opinie, atunci când sunt realizate, clasează biserica ca și credibilitate în topul încrederii. Spuneți-ne, vă rog, cum se explică acest fapt? Mai întâi de toate, eu salut organizarea acestui forum împreună cu Academia de Științe. Este un fapt, este un eveniment foarte bun, pozitiv, primit prima dată când una din instituțiile statului și una destul de considerabilă, în opinia mea, se întâlnește cu reprezentanții bisericii noastre ortodoxe, au un dialog, au anumite discuții și m-aș bucura dacă chiar ar ajunge la anumite proiecte comune, anumite situații pe care ar putea și, în opinia mea, trebuie să fie gestionate de comun acord cu binecuvântarea reprezentanților bisericii. În același timp, așa cum ați menționat, biserica noastră ortodoxă se bucură în toate, practic, în toate sondajele de opinie, de cea mai mare popularitate, de cea mai mare încredere din partea populației. Și acest lucru este unul foarte bun, foarte benefic. Însă, din păcate, această încredere nu este materializată, nu este realizată în practică atunci când noi, ca reprezentanți a societății, spunem, sau mai bine zis, conducătorii orașelor, raioanelor, chiar a statului nostru, ar fi bine să mai pleci un pic urechea la sugestii, la sfaturile date de către reprezentanții bisericii și chiar înaintea stătătorii săi, în privința derulării unor sau altor situații legate de administrarea treburilor publice. Dar cred... până la urmă, biserica este în afara statului, Republica Moldova. Foarte corect. Adică funcționează în afară, undeva după granițele statului. Da? Nu. Biserica este în interiorul statului, funcționează în fiecare localitate unde este biserică și chiar acolo unde nu este, vă asigur, și acest lucru este unul benefic. Și anume, datorită, nu din cauza, ci datorită bisericii noastre, noi ca stat, ca națiune, ca popor, încă avem o orientare, un stâlp spre orientarea vectorul nostru de mișcare înainte. Atunci când vorbim de formele de comunicare, dacă vreți, sau aceste relații firești între biserică și stat, cum sunt ele realizate? Există anumite carențe? Așa cum ați menționat, dumneavoastră, în întrebarea anterioară, ați spus că este separat. Ați vrut să spuneți că statul este laic, adică nu ține cont de sfaturile bisericii. Biserica da. Este separată de instituțiile statului, nu așa cum era înainte, când reprezentanții bisericii practic se uniformizau cu instituțiile statului în școală, în instituții de învățământ. Deci era un tot întreg. Eu vreau să spun, în primul rând, că era mai bine așa cum era înainte, iar în al doilea rând, că revin la ideea sfătuirii sau nu atât indicații. Noi suntem deprinși să ascultăm indicațiile și recomandările de peste hotare care vin. Însă noi avem deja de generații întregi, sute și chiar mii de ani aici trăit pe acest teritoriu, avem tradițiile noastre, avem obiceiile noastre, avem ideile noastre din trecut pe care trebuie pur și simplu să le implementăm. Noi suntem deprinși tot ce este rău, negativ, aducem la noi și implementăm, iar tot ce este bun de milenii, de secole format teritoriul nostru, noi neglijăm, noi separăm, noi alungăm. Este bine ca prin acești reprezentanți a bisericii, anume Biserica Ortodoxă, să lucrăm la păstrarea acestor valori. Anume, prin ei se consfințește acest concept de morală publică. Dacă ați observat, eu ca jurist pot să vă spun, în cadrul legii cu privire la întrunire este consfințit acest concept juridic, moral, religios, dacă vreți, de morală publică, în care se interzic anumite întruniri de care pot provoca tulburări în masă și aduc atingere conceptul de morală publică. Cine în țara noastră, cine în statul nostru legiferează sau prezintă ce este moral și ce nu este moral? Biserica, prin reprezentanții săi. Și așa este normal. Ce se întâmpla înainte, domnule Madan?
reprezentanții statului mergeau mână în mână biserică. Pornim chiar și de la același Ștefan cel Mare, voievodul nostru sfânt, da? El mergea la Daniil Sihastru, se sfătuia cu el cum să procedeze în cadrul războaielor, în cadrul construcțiilor de biserici și mănăstiri, în cadrul altor proiecte pe care le desfășura, pentru că Daniil Sihastru, reprezentantul bisericii, avea o autoritate morală în fața domnitorului. Deci domnitorul se ducea nu doar să-și spună păcatele la el, să spovedească, să se împărtășească, dar să obțină un sfat în privința desfășurarea treburilor publice. Avea autoritate considerabilă, morală, religioasă și, dacă vreți, una culturală. Noi astăzi ne-am separat, am zis biserica, odată cu operarea unor modificări la legea privind culte, și la alte legislații, noi am comparat, noi am minimalizat efectul bisericii și l-am adus la nivelul unui ONG, prin care ne-am întâlnit noi, eu cu dumneavoastră și cu domnul regizor, ne-am dus la Ministerul Justiției, am înregistrat un ONG din 3 persoane și ne-am egalat din punct de vedere juridic cu Biserica Ortodoxă, care are 2000 de ani și este consfințită de însăși Domnitorul Iisus Hristos pe acest pământ. Înțelegeți? Deci noi, prin legislația noastră, am minimalizat efectul bisericii. Cu atât mai mult aș vrea să spun că am auzit declarațiile unor persoane publice, chiar policieni, care spuneau că când biserica a venit și a spus nu este bine să facem chestia asta în societate. Spre exemplu, adoptarea legii cu la egalității, așa de mult discutată și dezbătută, egalității de șanse, pentru că nu este bine chestia asta. Nu este pentru poporul nostru. Lasă rămân acolo peste ocean sau din țările de unde a venit ea, dar pentru noi nu este normal. Atunci reprezentanții statului au zis, nu, biserica este un stat, noi suntem stat laic și biserica să-și vadă treaba ei acolo în cutiuța ei și să nu iasă de acolo. Fapt care este inadmisibil și este incorrect din punct de vedere moral și din punct de vedere chiar administrării treburilor publice. Dar cum privim atunci biserica versus drepturilor omului? Dar ce încurcă drepturile omului cu biserica? Minoritățile sexuale din drepturile care faceți dumneavoastră referire invocă acestea. Drepturile omului, în ce constă dreptul omului? Dreptul omului este un concept care este valabil doar într-un sistem democratic. Sunteți de acord? Da. Sistemul democratic ce înseamnă? Guvernarea unui stat, unei entități de către majoritatea. Da? Populație. Nu poate fi guvernată de către toată populația absolut. Pentru că fiecare individ are câte o anumită părere care deviază de la conceptul care îl are majoritatea. Dar majoritatea, prin votul său, vedeți chiar și în Parlament și în alte forum, în consilii locale, se votează majoritatea. Unul este împotriv, unul se obține, dar cum votează majoritatea, așa se decide și așa se implementează. Da? La noi majoritatea, conform datelor ultimului recensământ, este constituit din 95% creștini ortodoxi din Moldova. Da? Deci această majoritate ea are anumit concept, o anumită morală. Da? Deci și are anumite drepturi ale omului, cum am spus, că majoritatea respectiv toți sunt oameni. Da? Și anume această majoritate are dreptul, da, de a implementa conceptele sale de viață în treburile publice. Nu o minoritate nesemnificativă adusă de peste hotare, adus fel de fel de lobby din diferite instituții mass media, diferite instituții, fundații, organizații, ONG-uri, Soros și așa mai departe, care implementează acest mod nociv de a trăi, care este, spunem așa, departe de conceptul nostru despre viață. Este unul, spunem așa, deficitar, fără a duce atingerii unor persoane concrete, da? Dar este departe de modul nostru de a trăi, modul nostru de a gândi, modul nostru de a locui, de a subzista pe acest teren. De aceea, noi, majoritatea oamenilor care locuim și care ne regăsim în acest context, în acest real, respingem acest mod de viață. Și noi avem toate aceste drepturile omului, nu? Deci acest concept nu se suprapune și nu se contrazice cu domnule Bușilă, cu dacă biserica. Nu mă înșeală memoria, acum 2 ani, în cadrul unui post de televiziune, ați participat și dumneavoastră atunci când un reprezentant al bisericii a stropit cu aghiazmă membri ai societății civile, printre care părintele Ghenadi Văluț. Da, dacă nu mă înșeală memoria, și un reprezentant al organizației GenderDoc. De aici s-a iscat o problemă majoră. Li s-a încălcat anumite drepturi, s-a manifestat, nu știu, vă întreb pe dumneavoastră, li s-a a avut loc elementul discriminării, pentru că a ajuns acest caz și la Curtea Constituțională, chiar președintele Tănase s-a expus pe marginea acestui caz. Dumneavoastră, văzând cum a evoluat această istorioară, cine puteți spune? Eu vreau să spun că îl cunosc de mai mulți ani și respect pe părintele Ghenadi Văluță și practic toată activitatea acestuia
de a păstori o parte bună din slujitorii bisericii din care face parte, dar și în general pentru atitudinea și poziția sa civică vis-a-vis de anumite probleme majore în societatea noastră. Și îi doresc succes, Dumnezeu să-l ajute și să-l întărească în calea sa. Ce ține de această emisiune și respectiv de discriminarea cuiva, părintele Ghenadi a sfințit după terminarea emisiunii din studio, așa cum suntem și noi aici într-un studio, pe câțiva participanți din cadrul emisiunii respective, inclusiv și pe mine, după emisiune, după ce s-a închis emisia directă, doar pe cei care au dorit. Într-un fel a sfințit, a binecuvântat locul acela și corect a făcut. Dacă cineva s-a simțit, nu a stropit pe nimeni care nu a dorit, nu a impus cuiva să fie stropit, nu a discriminat pe cineva, nu a numit, Doamne ferește, nu a făcut nicio acțiune reprobabilă sau care să fie prevăzută de norma legală. Însă, din păcate, anume pentru poziția sa civică, anume pentru atitudinea sa, anume pentru comportamentul său corect, decent și care are o încărcătură spiritual-morală deosebită, părintele Văluț a fost atacat în instanța de judecată de către, mai întâi de către Consiliul Nediscriminare, mai apoi au venit reprezentanții acești juriști, acești avocați, i s-a dat dreptul de a sesiza Curtea Constituțională, a năvălit asupra Curții Constituționale cu tot felul de sesizări, chiar și Constantin Tănase bine a făcut. Ca jurist, Alexandru Tănase le-a explicat că acest comportament nu se încadrează sub forma unui, cum ați spus, act de huliganism sau așa mai departe, sau de discriminare. Ce mai vrea? Ce îmblați cu... Eu înțeleg că aceste persoane sunt... sunt puse la cale de către alte organizații de a ostiliza, de a ataca în instanță, de a arăta că, iată, eu înțeleg că ei sunt încadrate în anumite proiecte care sunt finanțate, care trebuie lucrate, trebuie prezentate. Noi nu avem nimic cu aceste proiecte și, în general, eu dezaprob comportamentul acestor persoane, nu vreau să... Da, dar până la urmă aceste relații ostile nu s-au manifestat doar la persoana părintului Valuță, ci asupra tot clerul. Dacă e să facem referire la o altă persoană, este preasfințitul Marchel de Bălți, care de asemenea a avut un proces de judecată, din câte cunosc, raportate la reprezentanții acestor minorități. Și nu doar reprezentanții clerului, dar și chiar și din persoane publice. Așa, care s-au expus împotriva, direct s-au expus împotriva acestui mod de viață, care nu-l aprobă, da? Eu am drept, a spus, drepturile omului. Eu sunt om? Da. Sunt cetățeni acestui stat? Da. Plătesc impozite? Da. Eu am anumite drepturi? Da. Pot să-mi expun punctul meu de vedere fără a jigni, fără... Pot. Păi de ce nu pot să-mi expun? N-am înțeles. A fost anulată libertatea de exprimare la noi în țară? Nu. Păi de ce până acum au trâmbițat când au venit libertate de exprimare? S-au exprimat cât s-au exprimat și mai departe au mers cu implementarea unui mod de viață pe care noi nu-l acceptăm. Și atunci când noi deja ne exprimăm, deja nu mai putem să ne exprimăm. Stai un pic, dar până acum ne-am putut exprima, voi vă trebuie, v-ați exprimat, deja când să ne exprimăm, noi nu mai putem să ne exprimăm. Adică, eu încă o dată, domnule Mădan, dezaprob comportamentul acestor persoane. Eu cred că ei nu fac ceea ce trebuie să facă. Eu cred că noi avem o tradiție în acest stat, ținem la tradiția noastră, ținem la moștenirea strămoșilor noștri și reprezentanții bisericii, cei care sunt atacați, au dreptate și chiar încurajez în demersurile lor de contracarare acestor comportamente nocive pentru societatea noastră. Noi suntem o societate patriarhală, noi suntem o societate conservatoare și este bine că noi suntem conservatori, da? Vedeți ce se întâmplă în lumea întreagă? Tot felul de dezmățuri, tot felul de... Nu vreau să mă adâncesc în aceste probleme de ordin social. Însă nu este bine pentru noi chestia asta. Da, noi trebuie să importăm din exterior anumite lucruri pozitive. Fenomenul globalizării își face efectul? Da, face efect. Noi am devenit consumatori a tot ce se întâmplă în extern. Consumatori și atât. A consumatori a produselor agricole, dacă vedeți în magazin, toate, aproape marea majoritate, deja și usturoi e dus din China la noi. Nu mai vorbesc de roșii și de nu știu ce. Până la programele de televiziune, show-uri și așa mai departe, până la modul de trai, de viață. Noi trebuie să acceptăm, nu vreau să devină
patriarhul națiunii și să dau lecții cuiva, dar eu cred că am mai îmblat și eu un pic peste hotare, am văzut și modul lor de viață, de trai, trebuie să luăm lucrurile bune, pozitive. În primul rând trebuie să importăm tehnologii din vest, de acolo unde ele sunt într-adevăr la un stadiu destul de avansat, să avem, să organizăm cu aceste tehnologii o producție și noi suntem un stat agricol, trebuie să organizăm producția noastră agricolă. Și ne orientăm pe piața pe care exportă toată lumea producția sa agricolă în est. De aici să importăm lucrurile bune, tehnologii, să producem la noi și să exportăm și să avem de beneficiat economic din punct de vedere moral, spiritual, ok, lăsați-ne băieți în pace, noi și singuri știm cum străim. Slava Domnului, ne descurcăm în aceste, dar nu să ne impuneți modul sau viziunea voastră de a trăi. Despre asta merge, despre asta este vorba. Domnule Bușilă, și de asta a fost împotrivă domnul Văluț și de asta a fost, de asta este hărțuit prin toate instanțele. Domnule Bușilă, biserica versus politică. Așa? Cum stăm la acest capitol? Nu trece uneori biserica acea limită, acea linie roșie? Biserica nu, politicul. Sau politicul? De foarte multe ori. Uitați-vă, dacă ați observat la sărbători, așa de astea, eu dezaprob acest comportament, îmi displace această atitudine. Vin tot felul de politicieni, de persoane publice la așa vașnici, așa, în cadrul bisericii, cu lumânări așa cât coada de topor, stau în față și așa mândri de sine ca... Știți ca din pildă aceea cu ca fariseul și păcătosul. Stau primii și într-un fel și manifestă evlavia. O smerenie. Da, așa cu iată, eu am venit, sunt bucuros că am venit aici. În timp ce când vezi anumite proiecte pe care le înaintează, chiar în același cadrul același parlament. Și când vine reprezentantul bisericii spune: "Oameni buni, nu e bine chestia asta." E că același domn Vlad Filat, al vostru Vlad Filat, unde este acum? A ieșit din ascultarea bisericii. Nu a făcut așa cum i s-a sfătuit. Ce a făcut Vlad Filat? A zis, stați acolo, nu vă amestecați, statul este laic, voi aveți treaba voastră în cutiuță, nu vă băgați. A spus bisericii acest lucru. Da? Ok. Acum, dar oricum, unde este? Metropolia l-a susținut atunci când a fost reținut. Mă rog, nu vreau să, da, să critic, știți cum eu sunt un păcătos. Dacă considerat că așa este necesar, a pornit de la anumite premize. Da. Dar eu cred că nu a procedat corect. Și el și chiar și acest președinte a Parlamentului, Adrian Cadru, s-a expus într-o luare de poziție atunci când reprezentanții bisericii a spus: "Păi băieți, nu e ghirim, nu e chiar bine ce și faceți." În anumite probleme, tot legată de chestiile astea pe care le discutam, atunci el a spus că voi stați iarăși acolo, dacă nu, noi vă impozităm. Voi sunteți organizați, trebuie să plătim impozite și așa mea, mai departe. Da. Și atunci biserica iarăși s-a retras, a zis că bine, domnule, biserica nu poate să condamne, nu poate să, măcar biserica nici nu a temizat pe nimeni din persoane. Ok, dacă așa ați considerat, așa faceți. Dar este reprobabil atunci când anumite persoane publice se afișează și promovează anumite idei care vin în disonanță, care vin în contradicții cu aceeași morală publică care este susținută de biserică și de majoritatea populației. Se afișează în public tot felul de persoane cu reprobabile și promovează tot felul de moduri de trai. Și atunci, și după asta mi-ai vede la biserică, cu, așa cum am spus, cu lumânarea mare în față. Deci ei își amintesc de biserică și în general de credință doar atunci când au nevoie de a acumula anumite foloase de ordin de imagine, de ordin electoral. Nimic mai mult. Noi nu mai avem acea sinceritate din partea oamenilor publici, din partea politicianului nostru, pentru că el, politica de ce este murdară? Pentru că oamenii murdari au făcut o murdară. Noi practic nu au mai rămas foarte puțini oameni curați, care să vină să cureți acest proces, acest procedeu, acest exercițiu democratic. De ce noi avem nevoie de un sfat, așa cum vă spuneam la început, cum se sfătuia Ștefan cel Mare cu Daniel Sicastru. Mie îmi pare rău pentru anumite lucruri. Eu vreau să fac mai bine. Cum este să fac mai bine? Să cer sfat, nu numai decât în public, nu numai decât să știi toată lumea. Dar du-te acolo la o mănăstire, mai în fundătură, așa, și cer un sfat la un călugăr de ăsta care cu barba albă mai lungă. Și o să vezi ce o să spună el ce trebuie să faci ca om și ca conducător. Pentru că
Dacă ați fost atenți la toate slujbile, noi ne rugăm ca creștini, ca oameni de jos, împreună cu biserica, pentru conducătorii satelor, orașelor. Cu excepția eparhiei de Bărți și Fălești, Preasfințitul fiind chiar aici în studio, ne-a spus gata? Atâta da? Timp cât nu se reorientează cu fața spre concetățenii, atunci dânsul nu și anulează acest decret. Bine, eu vroiam de fapt să vă întreb un alt aspect destul de sensibil. În biserică există noțiunea de minoritate etnică, pentru că în Republica Moldova se vehiculează uneori că suntem ruși, suntem moldoveni, suntem ucraineni și atunci cum ar fi trebuit să procedăm și noi, pe de o parte în calitate de enoreași, pe de altă parte raportat la clasa politică? Nu, este prima dată o deșa concept, mentalitate etică. Noi, în primul rând, ne-am format aici ca, noi suntem continuatorii, noi suntem un teren, un teritoriu care am fost cândva de mult partea unui imperiu. Unicul imperiu creștin ortodox din lume, Imperiul Bizantin. Din acest imperiu au mai făcut parte și alte popoare. Continuatorii acestui imperiu se consideră slavii și cu reprezentanții săi rușii de astăzi. Și eu mă bucur foarte mult că în multe, mare parte din biserici, din sat, chiar de aici, de la oraș, o parte din slujbe se cerște și limba slavă, în limba rusă, în limba slavonă veche, da? Pentru a înțelege și cei care nu înțeleg limba noastră de stat, da? Și acest lucru este unul doar de întâmpinat, doar de bucurat. Noi nu avem, toți sunt bineveniți în cadrul bisericii, din câte cunosc eu, și românii, și moldovenii, și rușii, și ucrainenii, și evrei, și găgăuzii, și romii, și toți. Că nu văd de ce. Eu știu că sunt multe inițiative numai decât de a bulversa, de a găsi momente negative. Ele poate și sunt, însă nu trebuie maximalizate, trebuie minimalizate, trebuie rezolvate. Și dacă sunt anumite situații la nivel local, ele trebuie să rezolvate acolo la nivel local și atât. Eu n-am auzit. Și chiar la această întrebare mă bucur că mi-ați adresat-o. Biserica este cel factor care unește toată această masă de oameni, care noi suntem toți diferiți și din punct de vedere etnic, din punct de vedere moral, psihic și cum vreți. Dar când mergem la biserică, toți dintre noi ne amintim că am făcut asta rău, asta reprobabil, asta negativ, indiferent că suntem, cine suntem, oameni mari, oameni mici, dar ne regăsim toți în acest lăcaș, în acest loc sfânt și în care ne pare rău poate pentru anumite faptele noastre anterioare. Juristul Radu Bușilă consideră că trebuie să avem transparență financiară în biserică? Nu trebuie să avem nicio transparență financiară în biserică. În primul rând, noi nu avem activitate financiară în biserică. Activitatea financiară presupune obținerea unui profit, unui dobânzi, unui supraprofit din activitatea pe care o desfășori. Chiar și la nivelul organizațiilor necomerciale, ele desfășoară un venit, un profit, însă care îl împart nu între fondatorii săi, dar se restituie în cadrul activității asociației respective. Biserica este ceva separat. Biserica își are începuturile sale atunci când nu exista încă activitate economic-financiară în general. Biserica nu desfășoară o activitate economică și comercială. Dar are anumite venituri. Are anumite încasări care se distribuie în cadrul eparhiei concrete, în cadrul bisericii concrete, pentru anumite necesități. Chiar, dacă vreți să spun, ultima dată când am fost la slujbă, părintele din cadrul bisericii respective a făcut un anunț. Iată, ieri a venit la mine o persoană care a spus că are nevoie de bani pentru operație la ochi. Eu n-am posibilitatea asta acum, să-l ajut foarte mult, îl ajut mai puțin, dar vă dau telefonul, că el stă la intrare, ajutați-l fiecare ce puteți, ca omul ăsta se poate vedea. Se poate vedea cu ochii care are în cap și cu ochii care are în inimă. Înțelegeți că asta eu am reținut. Și oamenii, fiecare au pus mână la mână și au ajutat care au putut. Unul un leu, unul 10, altul 100. Asta este activitate economică. Dar ce facem cu averile impunătoare uneori a slujitorilor de lux? Mașini de lux pe care eu, dumneavoastră, bănuiesc că doar putem să le admirăm pe stradă? Bun, în primul rând... Avem și cazuri în astea, nu trebuie să generalizăm, sunt anumite cazuri. Adevărat. Ele poartă un caracter singular, nu toți preoți, nici nu majoritatea. O parte foarte mică, minusculă din preoți au anumită această favoare. În principal, ei fac parte din categoria preoților care au un grad de conducere în cadrul metropoliei respective și poate se bucură de un privilegiu respectiv.
În același timp, deci nu toată, eu știu preoți care toată viața lor au trăit și trăiesc în camera de cămin. Adevărat. Au 3-4 copii și nimeni nu, niciodată la televizor nu a spus vedeți, acest preot. Asta e și problema, pentru că da, noi de regulă nu vedem mass media, pe da, eu știu. Acasă, îi vedem pe ăștia care se plimbă public pe stradă. Public relation, mass media. Înțeleg, mass media și fundațiile care finanțează televiziunea sau în general mass media nu este interesat să promoveze imaginea bisericii, să promoveze proiectele sale sociale, să promoveze iată, școlile. Chiar următoarea întrebare era axată pe acest aspect. Ați văzut vreodată, iată, să facă cineva o emisiune de investigație, să arată cu ce eforturi un preot a făcut o biserică dintr-un sat. Ați văzut niciodată. Ați văzut cu ce efort, o investigație jurnalistică, sau cu ce efort într-un sat X sau într-o localitate X, preotul sau comunitatea religioasă din satul dat a organizat școala duminicală sau o școală de catehizare. Niciodată n-ați auzit. În schimb, dacă au văzut acolo un preot că merge într-o mașină, poate nici nu era mașina lui. Neapărat, iată mașină. Da, sunt, noi toți suntem păcătoși. Noi toți anumite, câteodată admitem anumite neajunsuri, anumite, să spunem așa, căderi. Da? Dar nu trebuie să facem din asta tragedii. Trebuie să ne uităm în primul rând la bârna din ochii noștri, da? Și obiectiv la lucru. Dar în același lucru, în același timp, dacă și sunt anumite admiteri, eu cred că biserica, prin organele sale ierarhic superioare, vor găsi de cuvință să taxeze comportamentul anumitor reprezentanți izolați ai săi, astfel încât să fie tot ok și să nu fie știrbită nici din imaginea bisericii la acest capitol. Domnule Bușnelă, rolul bisericii sub aspect social în țara noastră, de ce se face atât de puțin simțit? Pentru că rolul social și l-au asumat în principal instituții statului. Filantropic până la urmă. Da, pentru că acest rol social și l-au asumat statul, excluzând biserica din viața publică și din viața socială, da? Și statul înlocuind biserica cu așa zisa societate civilă, reprezentată de tot felul de asociații, fundații, organizații, care au, din întâmplare sau nu, finanțare nu internă, dar externă, din afara țării noastre. Așa cum bine știm, finanțarea externă nu întotdeauna este benefică pentru dezvoltarea țării noastre. Iar biserica, în ochii lor, este privit ca un dușman, ca o persoană, ca o instituție ostilă dezvoltării intereselor lor pe teritoriul nostru, pentru că ei, odată cu aducerea afacerilor lor, investiți, noi nu ieșim din dogmele și din parareligiile astea, investiții străine, Fondul Monetar Internațional, Banca Mondială, așa și așa mai departe, da? Liberul Schimb, piața europeană și așa mai departe, partenerii europeni. Deci noi nu ieșim din aceste sintagme, deja au devenit ca un fel de parareligii pentru noi. Noi când auzim, gata, deja vibrăm la chestia asta. Deci toate aceste instituții lucrează împotriva bisericii. Nu atât împotriva bisericii, cât împotriva modului nostru de viață, modul nostru de a trăi. Ei ne văd pe noi ca o anexă a lor. Lor nu le place că noi avem o instituție, un factor la care ne raportăm. Noi trebuie să ne raportăm nu la instituția asta de 2000 de ani, biserica, dar la ei să ne raportăm. Și atunci biserica de ce nu merge pe ideea de deschiderea cantinii sociale, a ajutorarea? Am o secundă. Dacă eu zic că noi trebuie să sărbătorim Halloween-ul, trebuie să sărbătorim Halloween-ul, dar nu acoperământul marcii Domnului. Sau sărbătoarea asta care o au alt. Poate este bun, ok, n-am nimic împotrivă, dar este bună pentru ei. Noi avem sărbătorile noastre de 2000 de ani, înțelegeți? Acțiunile sociale la care vă referiți. Foarte multe eparhii organizează aceste acțiuni sociale, eu vă asigur. Iată, faceți, organizați un reportaj dintr-o persoană, din jurnalist cu camera și mergeți unul din sate, eu chiar pot eu să vă ajut, să vă indic unii. Și o să vedeți cu ce eforturi se organizează aceste cantine sociale pe teritoriul satelor, pe teritoriul unităților noastre administrativ-teritoriale. Se organizează. Între se organizează cum? Din cotizațiile, din donațiile oamenilor care au puțin. Cum face anunțul preotul la sfârșitul slujbii la predic? Cine are putință? Cine poate? Să contribuie cu ce poate? Cât poate? Dumnezeu vede. Pentru proiectul ăsta social, pentru familia ce e nevoiaș, pentru copilul ceala, pentru operația loistă, pentru necesitățile bisericii, pentru corul bisericii, pentru asta, pentru aceea, pentru organizarea activităților bisericești, da? Și clar că aceste donații sunt net inferioare cu investițiile care vin de psihotare pentru
anumite proiecte sociale, da? Noi avem anumite proiecte, eu nu vreau să le dau nume ca să nu zic că pe urmă chiar îi discriminăm cu ceva și încălcăm drepturile omului. Dar eu când văd niște proiecte sociale în care se organizează niște, doamne, dar chiar mă tem, niște sate aici la noi sunt chiar și în oraș, niște case pline de copii, pline de tot felul, de aduc prin vamă, de vamează, vagoane întregi cu produse și la oficiile lor vezi mai mult mașini de astea de lux decât copii și mai mulți funcționari în cadrul organizațiilor cele externe cu reprezentare în Moldova, atunci eu mă tem dacă ele, îmi pun sub semn întrebări, dacă ele au un scop nobil, caritabil, de a ajuta oamenii sau de a impune autoritatea sa și modul său de a trăi și de a gândi în țara noastră. Eu știu că proiectele sociale pe care le organizează biserica noastră, ele sunt din inimă, ele vin din suflet, sunt sincere. Iar cele care vin din exterior, nu știu, nu pot spun toate, dar o parte din ele pare mi se că au un alt scop decât cel caritabil și cel inițial, sincer, de a ajuta oamenii. Domnule Bușelă, există un dialog între diferite confesiuni religioase aici pe teritoriul Republicii Moldova? Cum se realizează el? Da, el există, din câte cunosc. Sau la nivel teoretic doar. Eu sunt un simplu cetățean, un păcătos, așa să putem spune, nu cunosc toate detaliile din cadrul activității interbisericești care le au domniile sale. Eu sunt un simplu om. Dar eu bănuiesc, din câte cunosc, din discuțiile pe care le am cu anumiți preoți, anumiți diaconi, anumiți slujitori, cunosc că sunt asemenea discuții, asemenea colaborări, de ce nu, care au duc rezultate frumoase. Chiar organizarea acestor pelerinaje la locurile sfinte, tot fac parte din aceste colaborări interconfesionale, da. Și noi niciodată, credeți-mă, din câte cunosc eu, Biserica Ortodoxă din Moldova nu a avut niciodată așa opțiuni, așa acțiuni sau atitudini critice față de alte biserici din alte parte care activează pe teritoriul țării noastre. Da, mă rog, sunt anumite și alte reprezentanți al diferitelor culturi creștine, așa, dar nu am auzit niciodată o poziție ostilă față de ele. Și în asta constă farmecul bisericii noastre. Iată, duceți-vă, spre exemplu, într-un stat, nu știu, cu o religie musulmană. Acolo oamenilor noștri, dar nu se mai apară un creștin care cu cruci, care se face semnul crucii, dar un reprezentant a clerului. Este, vedeți ce se întâmplă în toată lumea, în Siria, în lumea musulmană. Acolo nu este vorba de dreptul omului, de nediscriminare, de tot felul de astfel de chestii. De acolo nimeni nu discută despre trebuie să fim mai cuminți, mai nu știu ce, mai multe compasiune. Acolo deodată... Domnule Bușilă, nu credeți că... Dar noi suntem foarte buni, noi suntem foarte deschiși, foarte, foarte, spunem așa, apropiați și față de toate cultele, așa din cât cunosc eu. Domnule Bușilă, nu vi se pare că uneori Biserica Ortodoxă rămâne a fi închise la ceea ce privește relația cu mass media, dar și a gradului de transparență la nivel decizional? Nu cred, domnule Madan. În primul rând, biserica nu este un centru comercial. Să fie deschisă și să reclameze produsele sau vânzătorii săi. Prin însă și esența sa, biserica este o taină. Taina lui Hristos pe fața pământului. Dar cum s-a ajuns atunci într-o societate a secolului 21 ca să se protesteze chiar în sediul metropoliei, raportat la anumite decizii pe care urmează să le ia sinodul? Bun, sunt anumite chestiuni singulare, particulare, care au nedreptățit sau cel puțin... Bun, poate n-au, dar așa se consideră ei că au nedreptățit anumite persoane, au venit și au protestat, au spus ce au avut de spus. Este normal, cred că, lucrul respectiv. Cred că este mai bine să se înțeleagă la o masă decât undeva în stradă sau în față. Dar, mă rog, cum au considerat ei de cuvință, au procedat, eu nu vreau să judec pe nimeni. Eu cred că biserica așa cum este ea în starea ei, așa și trebuie să fie. Ca o taină, ca o enigmă. Și noi dacă vrem să aflăm ceva, nu neapărat să ne ducem la ei să facem public conferință de presă și spuneți-ne și aveți. Pentru că
trebuie să ne ducem la ei acolo, la spovedanie, la biserică, la mănăstiri. De ce Republica? Fiecare din noi, ca persoană fizică, să aflăm tainele lor, să mai luăm câte o carte de asta sfânt, să mai citim din viața sfinților și apostolilor și așa mai departe, decât să... Hai spuneți-ne ce... Biserica nu e... Nu o să fac în fiecare seară reclamă la televizor, votați-ne pe noi sau cumpărați produsele noastre. Ea nu are nevoie de asta, ea nu vinde nimic. Noi trebuie să venim la dânsa, dar nu e la ce ziceți dumneavoastră de televizor. De ce Republica Moldova este unica țară din acest spațiu care nu are un post de televiziune și de radio specializat? A bisericii. Iată, asta este un neajuns, o scăpare, cred eu. Da, știu că și în Federația Rusă și în România, eu ascult foarte mult Soyuz, avem Radio Trinitas, ascult, pot să fac chiar publicitate, această radio, nu sunteți concurența, nu? În mașină mergând, da, este o scăpare. Cred că aici autoritățile noastre, prin factorii să decizie, prin Consiliul Audiovizual, ar trebui aici să depună un pic de efort și să creeze, să ajute la crearea un astfel de post de radio la început, pe urmă chiar și de televiziune, prin care să promoveze, sau chiar la anumite posturi, poate și la postul dumneavoastră de televiziune, deși nu să fie o emisiune în care să vină un preot care are o anumită încărcătură spirituală, să povestească despre evenimentele în cadrul bisericii, despre sărbătorile care sunt cinstite, despre lucruri care noi ar trebui să le aflăm. Domnule Bușire, în calitate de jurist, atunci când vi se bate la ușă și anumiți reprezentanți ai diferitor culte vă întreabă dacă sunteți fericit, dacă știți cu adevărat care este misiunea dumneavoastră pe acest pământ, cum reacționați? Nu este o emisiune în viața privată? Nu, dar în primul rând nu mă întreabă mine foarte des dacă care e fericirea. În primul rând eu știu care eu singur pentru mine știu fericirea, nu neapărat să o spun tuturor, care pentru mine fericirea, care e sensul vieții. Da, încercam să ajung aici pentru că bat în mod, aș zice, grosolan uneori sau te opresc pe stradă și îți propun tot felul de... Poate în ultima perioadă mai tolerant, dar e și acest fenomen destul de răspândit. Da, este acest fenomen destul de răspândit. Într-adevăr, aveți dreptate, sunt anumiți reprezentanți care vin și îți impun, vin să arate, vin cum trebuie să faci, cum trebuie să trăiești. Să ne readuc pe calea cea dreaptă. Da, noi trăim nu chiar așa cum ar trebui. Bun, trebuie să ne uităm așa un pic cu compasiune la acești oameni. În primul rând, ei singuri nu știu care e sensul vieții și în ce constă fericirea. Ei singuri sunt așa bludnici, să spunem așa, fără ca să jignim și iarăși discriminăm pe cineva. Nu trebuie neapărat să fim agresivi sau răutăcioși cu ei. Bă, Dumnezeu cu dânsii. Noi știm ce știm. Și noi știm asta nu de azi, dar știm de la părinții noștri, de la bunii noștri, de la străbunii noștri. Și indiferent ce regim nu a existat pe teritoriul nostru, și comunist, și bolșevic, și ateu, și nu știu de care, nu au reușit să distrugă credința noastră ortodoxă, care a rămas ca stâlpul lui Hristos aici, în țara noastră. Și eu cred că niciun curent de ăsta efemer, așa, vremelnic nu va produce această structură. Domnule Bușelor, eu pentru această emisiune, în procesul de documentare, am încercat să găsesc pe site-ul Ministerului Culturii și în special al acestui departament al cultelor câte confesiuni religioase avem noi pe teritoriul Republicii. Nu mi-a reușit acest fapt. Nu am găsit, nu vă pot spune o cifră. Întrebarea mea este una firească. Este normal ca într-o societate democratică să existe atâtea confesiuni religioase pe o, aș îndrăzni să zic metaforic, pe o palmă de pământ, sau iarăși veți face referire la ceea ce discutam noi la începutul acestei emisiuni, drepturile omului și libertatea religiei? Nu, eu cred că e normal. Bun, sunt anumite confesiuni, așa cum spuneam anterior, că azi ne întâlnim eu cu mătru și cu cumnatu și ne ducem la Ministerul Justiției și înregistrăm cultul nostru a celor care credem în... Da, dar avem nevoie de un anumit număr, de 100 de susținători. Strângem și 100, nu e problemă. Și ne înregistrăm. Sunt și asemenea cazuri, dar nu înseamnă că trebuie să atragem mare atenție acestui fapt. Da? Eu cred că, și sunt fiar convins în asta, că biserica este una, este biserica noastră ortodoxă, care este stâlpul credinței și dăinuirii noastre, după care trebuie să ne orientăm. Și la care trebuie să mergem în fiecare sâmbătă, duminică, la sărbătorile mari. În rest, sunt tot felul de culturi, biserici înregistrate, au dreptul la existență, dar
mă rog, nu vreau foarte mare atenție să atrag, eu știu că este biserica una și ea va exista mereu. Spuneți-mi, vă rog, la nivel de stat, Republica Moldova acordă suficientă atenție sau este destul de vigilentă la înregistrarea cultelor extremiste? Pentru că există un pericol, cel puțin în regiune în care suntem noi. Da, așa, foarte bună întrebare, chiar mulțumesc că ați adresat-o. Într-adevăr, așa cum foarte bine ați atras atenția, în regiune suntem, așa pomeniți, între zone de conflict, anume din motiv religios. Nu este vorba de motiv statal sau a unor interese, astea anume motiv interconfesional. Și aici noi, într-adevăr, ar trebui să fim foarte atenți, pentru că toate aceste atentate care au loc în Europa și întreaga lume au anume acest caracter confesional și profund religios. Noi trebuie să fim foarte atenți la nivelul instituțiilor noastre de stat în privința înregistrării acestor culte care au un caracter extremist, care au un caracter totalitar, să fim vigileți, într-adevăr, așa cum ați spus, și instituțiile noastre nu să dea din urechi, dar să fie foarte atenți, informația să strângă prin serviciile noastre secrete, ce fel de organizații sunt, cine sunt finanțate, ce fel de oameni sunt acolo, din ce țări provin, din ce regiuni de conflict sau nu, și să fim foarte atenți la înregistrarea lor. Și acolo unde credem că sunt motive întemeiate, să respingem înregistrarea lor, bazându-ne pe aceste motive. Și că astfel încât să asigurăm securitatea cetățeanului nostru și în general a țării noastre, să nu admitem tot felul de atentate sau acțiuni reprobabile pe teritoriul nostru. Domnule Bușilă, spuneți-ne, vă rog, atunci când vorbim despre învățământul religios, o chestie pe care am discutat-o, bănuiesc ani în șir, trebuie să fie efectuată în școlile, în liceile noastre? Trebuie. Sau nu? De trebuie, la ce vârstă, sigur. Și de către cine? Cât mai mici, începând de la grădiniță, eu cred că trebuie. Trebuie să știi copiii, în primul rând, să spui Tatăl nostru, să facă semnul crucii, să știi crezul, să știi viețile sfinților. Câți reprezentanți ai cultelor avem, atâți profesori ar trebui să avem? Care aici poate nu atât, o carență? Nu poate, știți, nu fiecare preot are darul de a fi și profesor. El este profesor pentru parohia sa, însă aici este nevoie de anumite aptitudini de pedagogie și eu cred că la nivelul Mitropoliei Moldovei pot fi în cadrul Academiei Teologice, pot fi deschise anumite cursuri pentru a instrui anumiți pentru a fi profesor de în fapt, cadrul școlilor să predea aceste lecții. Eu vreau să atingem și un alt subiect. De exemplu, într-o clasă de 30 de elevi există 15 copii care sunt creștini ortodoxi, iar ceilalți sunt reprezentanți încă 5 culte. Ce facem cu ceilalți? Pot fi găsite, calea de mijloc este calea împărtească. Pot fi găsite soluții pentru toți. Eu vreau să accentuez că aceste lecții de catehizare sunt foarte importante pentru dezvoltarea societății noastre. Când aceste lecții și când biserica era împreună cu statul, nu erau atâtea probleme, toate că existau diferite etnii la noi, diferite naționalități pe teritoriul nostru. Nu existau atâta. Lumea era mai bună la suflet, mai unită. Într-o armonie, mai chiar dacă veneau alte popoare peste noi, noi știam cine suntem, ce vrem, dar noi suntem așa dezlănțuiți și nu știm în general ce vrem de la viață. Tocmai din cauza că noi ne-am depărtat de biserică și de învățăturile ei. Eu cred că aceste lecții de catehizare în cadrul școlilor noastre, chiar în cadrul grădiniților, de a explica viața sfinților, viața mucenicilor, viața toate faptelor, ce au murit, ce s-a întâmplat în Roma antică, ce s-a întâmplat pe teritoriul nostru, ce s-a întâmplat cu Imperiul Bizantin, cum este corect să facem semnul crucii. Toate aceste elemente și multe, multe altele trebuie date noi generații. Iată de asta are nevoie generația nouă. Cum dar se lucrează cu reprezentanții? Dar nu de tot felul de idei, de stereotipuri devenite psihotare. Vedeți cum sunt tinerii noștri. Uitați-vă și dumneavoastră, domn. Ei merg cu destea prin urechi, prin microbus, pe stradă, el trăiește în lumea lui, el vede numai buha și atât și gata. Lui nu este, și asta este vina noastră, pentru că noi nu le-am dat lor ceea ce au ei nevoie. Pe final de emisiune, domnule Bușilă, spuneți-mi, vă rog, cum trebuie să lucrăm cu diaspora? Se lucrează suficient la acest capitol de educație spirituală? Nu, cred că nu se lucrează suficient, dar trebuie depus eforturi și în acest domeniu. Și noi, fiecare din noi, revine sarcina de a vorbi cu rudele noastre. La mine, mai mult de jumătate de rude sunt plecate peste hotare. Și la fiecare care pleacă, le spun, găsiți biserica noastră ortodoxă în Italia, în Franța, unde vă duceți în Marea Britanie și duceți-vă măcar o dată în săptămână sau o dată în lună, duceți-vă la dâns, duceți copiii acolo. Fiecare din noi ne revine sarcina de a ajuta, de a direcționa
și chiar în locul unde se duc ei, unde migrează, chiar dacă migrează, fapt negativ, dar chiar și acolo să găsească reprezentanții clerului bisericii. Și foarte bine face biserica noastră, biserica ortodoxă română, biserica ortodoxă ucraineană, biserica ortodoxă rusă și cele 14 țări ortodoxe care au biserici ortodoxe, foarte bine fac că deschid bisericile sale, deschid cătunile, lăcași, chiar dacă nu biserici, dar bisericuțe mici unde oamenii noștri plecați peste coadă se pot regăsi acolo, pot, se pot spovedi, se pot cununa, se pot împărtăși. Aceste emisiuni. Spuneți-ne, vă rog, suntem în toiul campaniei electorale. Noul președinte, cine va fi el, indiferent sau în dependență de opțiunile concetățenilor noștri, va trebui să atragă mai multă atenție bisericii, să o susțină, să întindă mâna spre o colaborare? Da, desigur că da. Trebuie să tragă, nu să tragă bisericii, dar să vină să ia un ajutor de la biserică. Prin lecțiile, prin învățături, prin poviețile din cadrul bisericii. Cred că viitorul președinte ar trebui, în primul rând, să se teamă Dumnezeu, să aibă frică de Dumnezeu și rușine de oameni. Și atunci toți vom fi bucuroși de o asemenea persoană în fruntea statului. Domnule Bușilă, eu țin să vă mulțumesc pentru amabilitatea de a participa la această emisiune și pentru explicațiile pe care ne le-ați oferit astăzi. Vă așteptăm și cu alte ocazii în studioul Accent TV. Mulțumesc foarte mult! Vă ajute Dumnezeu! Doamne ajută! Stimați telespectatori, în emisia a fost Reflector Analitic. Sunt Vlad Madan, vă mulțumesc pentru atenția cu care sper că ne-ați urmărit. O seară bună alături de Accent TV. Rămâneți cu ochii pe noi!